Care e mai mare problemă acum în unitățile medicale? Personalul care este obosit și care nu mai face față, sau numărul de paturi pe care efectiv le avem la dispoziție de Cred că cea mai ating? mare problemă în acest moment este acea frustrare pe care corpul medical o trăiește și la al patrulea val, în condițiile în care știm exact despre ce vorbim în acest moment, dar parcă respectarea sau răspunsul la acest al patrulea val este mai slab decât toate celelalte trei valuri. Am Este văzut că foarte și clar. profilul celor care ajung la ATI acum este diferit față de ceea ce vedeam, cel puțin la începutul pandemiei. Acum ajung și tineri, Ajung tineri și fără tineri. comorbidități, din Ajung ce și înțeleg. tineri și fără comorbidități. Într-adevăr, nu sunt cei care ajung la deces, dar sunt cei care umplu spitalele în acest moment. Și ce este mai prost, că bravăm un pic. Luăm infecția, stăm acasă vreo 10 zile, iar când vedem că nu mai putem, solicităm ambulanța. Atunci vin direct cazurile grave, severe, uneori critice și uneori fără o soluție. Cred că această bravadă pe care am văzut-o în evenimentele private, în evenimentele publice, este transmiterea în ce vedem astăzi în spitale. Știu, toată lumea, când ajungem în spital, începem să mai credem că într-adevăr există acest virus, ne rugăm să scăpăm cu viață, dar oare ce este vinovat cel de lângă noi, care a respectat poate până atunci niște lucruri, și cu ce este vinovat, să spunem, un bătrân de lângă noi, un bunic de-al nostru, care poate nu are un deznodământ așa de bun cum avem noi tinerii.